George Simion a ajuns și în drobeta Turnu Severin. Acesta a fost așteptat de zeci de susținători în centrul orașului, unde și-au strigat nemulțumirile față de facturile mari la energie. Copreședintele AUR cere căderea regimului Iohannis. Așteptăm de ani mulți să dea Dumnezeu sănătate, sănătate și să rezistați. Protestele AUR continuă în toată țara, iar de data aceasta George Simion și formațiunea condusă de acesta i-a chemat pe oltenii din cele 5 județe ale regiunii în stradă. N-avem timp de așteptat. Mama mea, care a muncit o viață întreagă, mi-a plătit taxe și nu-i primită decât după 2 luni la medicul de familie sau pentru niște analize banale, nu mai poate aștepta. Mamele și părinții și bunicii voștri nu mai pot aștepta încă 2 ani pentru beneficii politice. Noi trebuie să acționăm acum și vă chemăm, severineni, vă chemăm, mehedințeni, duminică, ultima duminică a acestei luni, să dăm jos odiosul regim Iohannis. Putem face asta, veniți cu ce aveți, vedeau ăștia. Că cu oi, cu capre, dacă sunteți agricultori, veniți cu oi și cu capre. Aceste mitinguri sunt îndreptate împotriva regimului Iohannis și a facturilor astronomice la utilități. Caravana prin care George umblă prin toată România ca să strângem semnături în vederea demiterii președintelui Iohannis a ajuns astăzi și la drobeta Turnu Severin și, după cum ați văzut, ăsta a fost scopul principal al vizitei lui George în Severin. Încercarea de a strânge cât mai mulți membri și simpatizanți alături de ideea de a strânge semnături în vederea demiterii președintelui Iohannis înainte de a se încherba termenul, ca să zic așa. Să sperăm că vizita a fost de bun augur. George Simion, copreședintele AUR, îi consideră responsabili pe liberali în frunte cu Klaus Iohannis, pentru că vreme de 2 ani românii și-au pierdut drepturile. Au murit oameni cu facturile la gaze și curent electric în mână din cauza acestuia, care alături de Florin Cîțu și Ludovic Orban au pus la cale liberalizarea prețurilor la energie, falimentarea cetățenilor și aruncarea țării în cea mai cumplită criza prețurilor, cu efecte devastatoare asupra mediului de afaceri românesc. Astfel de acțiuni eu sunt născut mai devreme, am mai prins și sindicale, și politice, și. Bine că și sindicalismul este politic. O acțiune, păcat că a fost puțin, ca părere personală. Și, mă rog, dacă își pleacă urechea la ce spun oamenii, n-ar fi rău. Doriți ca președintele României să plece? A, da. Da. Da, da, da. Și am și semnat pentru așa ceva. Și de mie mi se pare o acțiune, cum să spun, tip revoluționar. Deci, aparent că luptă pentru drepturile oamenilor. Ceea ce spun e o chestiune, de adevăr, normală, că ăștia ne-au furat tot, ne-au luat absolut totul și se luptă pentru, cum să spune, să ne luăm țara înapoi. Vă doriți să plece Iohannis? Da. Nu l-am votat niciodată și, nu știu, n-am avut încredere niciodată în acest om. Copreședintele AUR, George Simion, a anunțat că partidul va organiza un mega protest pe 27 februarie, similar celor din Canada, cu camioane, tractoare și automobile. Simion i-a îndemnat chiar și pe fermieri să iasă în stradă cu oi, capre, că și ei au probleme. Domn profesor, oamenii sunt revoltați de explozia facturilor la gaze și la curent, care au fost chiar triplate în unele cazuri. La acțiune, aceștia au fluturat steaguri tricolore, au cântat și scandat lozinci împotriva hoților.